Sunt folosite în multe tratamente de către terapeuți. Sunt la îndemână, dar trecem pe lângă ele fără să știm ce minuni pot face pentru sănătatea noastră. Conform evenimentul zilei.ro, este vorba despre beneficiile florilor de salcâm, care pot fi consumate ca atare, proaspete, dar și în salate ori prăjituri. Florile de salcâm pot fi consumate și mărunțite, apoi folosindu-se pulberea vegetală. Pulberea de flori de salcâm se poate consuma cu miere sau se poate face ceai din flori de salcâm, fie proaspete, fie uscate. De aceste flori se mai spune că este bine să fie consumate dimineața pe stomacul gol. Specialiștii în domeniu subliniază că ele reprezintă leacul pentru 20 de boli. Printre altele, florile de salcâm sunt indicate în bolile tubului digestiv, cum ar fi esofagita de reflux, gastrita, ulcer gastric sau duodenal, colon iritabil. De asemenea, sunt indicate în tratarea durerilor și arsurilor gastrice, precum și a hiperacidității sucului gastric. Mai sunt utilizate și în răcel pentru tratarea tusei sau ameliorarea simptomelor din astm. Migrenele cauzate de stres își găsesc de asemenea leacul cu florile de salcâm. Mai mult decât atât, conțin substanțe active care liniștesc, alungă stresul și depresia, dar sunt folosite și în tratarea acceselor de mânie sau atacurilor de panică. Potrivit Healthy, aceste flori au atât efect de liniștire cât și de reglare a funcțiilor organismului, printre care și cea de odihnă, relatează evenimentul zilei.ro.